Partidul Liberal Democrat a decis pe cine va înainta la localele din 2015 la funcția de primar general al capitalei și dacă va înainta? Deci, cu certitudine, Partidul Liberal Democrat din Moldova nu va mai face din Dorin Chirtoacă primar al capitalei. Noi avem nevoie de un primar care să asigure ordine în oraș, să asigure curățenie, să asigure dezvoltare, dar nu doar polemică, politică interminabilă și lucru, și de fapt un comportament atât de străin de ce ține administrarea unui oraș. Dacă este să mergeți în orașele, nu doar din vest, dar și din est, și să vedeți transformările care au avut loc, în mod special mă refer la capitalele țărilor, în ultimii 7 ani, și atunci când vedem ce se întâmplă în Chișinău, înțelegi foarte bine cât de necesar este să oferim orașului, capitalei Republicii Moldova, un primar bun care să asigure dezvoltare capitalei. Și noi vom veni cu candidat pentru această funcție. Și vreau să vă asigur că noi ne vom bate foarte hotărât pentru capitala orașului. Noi pentru capitala țării.